întreagă, domnul Truică fiind peste lac de domnul Burci. Unui peste lac de altul. Vedeți că e domeniu aici, zici că ești la ăștia, la Escobar. Salutare, dragii mei, suntem în Siliștea Snagovului, pe strada Antim Ivireanu. În spatele meu este burlogul mogulului Cristian Burci. Clădire foarte bine mascată, o să vă explic. Este, privind această clădire și modul în care este ea plasată în vecinătăți, putem descrie, face definiția casei conspirative. Aici spune Direcția Națională Anticorupție, în rechizitorul prin care l-a trimis în judecată pe Liviu Nicolae Dragnea, pe Cristian Burci și pe Carlo Burci. Cristian Burci este mogulul multiplu inculpat al trustului Adevărul, fost patron Prima TV. Carlo Burci este fiul lui. În rechizitoriu în care sunt trimiși în judecată, afacerea de miliarde dintre Elliot Brody, Liviu Dragnea și Cristian Burci, se arată că la această adresă, în data de 27 aprilie 2017, veneau niște persoane foarte importante. Și anume, actualul pușcăriaș de la penitenciarul Lahova, Liviu Nicolae Dragnea, la vremea respectivă președinte PSD și președinte al Camerei Deputaților, omului de paie care conducea armata română, care conducea guvernul României, respectiv Sorin Grindeanu, și ei se întâlneau, Grindeanu, Dragnea, Burci, Cristian Burci, Carlo Burci, cu Elliot Brody, care a venit de mai multe ori în România pentru discuții cu reprezentanții ai MAPN și MAI, inclusiv cu ministrul de interne Carmen Dan și șeful armatei. La o cină de afaceri, spune rechizitorul Direcției Naționale Anticorupție, acasă la Burci, în Siliștea Snagovului, suntem în Siliștea Snagovului, da, Dragnea l-a chemat și pe premierul Sorin Grindeanu. Martorul, Sorin Grindeanu, a perceput chemarea sa de către Liviu Dragnea la acel eveniment, acasă la Burci, la burlogul lui Burci, ca fiind folosită de Liviu Dragnea, având ca obiect implementarea României, ca fiind folosită de Liviu Dragnea pentru încheierea contractelor care aveau ca obiect implementarea în România a programului C4ISR, liderul asocierii urmând a fi Circinius Defense SRL. Sistemul C41 al Forțelor Terestre Române și Centrul OSINT nu ar fi fost singurele oportunități de afaceri propuse lui Brody de către Burci. Aici, în această casă, o să vă vorbesc puțin despre ea. A fost și arestat la domiciliu, cred că acum are control judiciar, mogulul de presă Cristian Burci, cel care a avut probabil cel mai toxic rol, și o să vă explic de ce, în perioada regimului Dragnea. Subiectul este foarte important, oameni buni, este extrem de important. Este probabil cel mai important subiect de corupție din ultimii 30 de ani din România. Din mai multe motive. Primul motiv ține de valoarea totală și obiectul sumelor de bani pe care oamenii ăștia,
multiplul inculpat Cristian Burci, Liviu Dragnea, Sorin Grindeanu, puneau la cale să-l paraziteze. Vorbim despre bugetul de înzestrare a armatei române. Deci oamenii ăștia puneau la cale să paraziteze bugetul de înzestrare a armatei române. Un infractor condamnat penal la vremea respectivă, președinte al Camerei Deputaților, președinte al Partidului de Guvernământ, în schimbul acestor contracte prin care firmele lui Cristian Burci, firmele lui Carlo Burci, asociații lor, parazitau bugetul de înarmare al armatei române, bugetul de înzestrare, în schimbul acestor servicii, Cristian Burci, care are niște firme de publicitate foarte importante și care are contacte la nivel internațional pe zona de marketing, i-a aranjat lui Liviu Dragnea un contract cu o firmă foarte puternică din Statele Unite de marketing online, un contract în valoare de 250.000 de dolari americani plătiți de guvernul Grindeanu lunar pentru o campanie de denigrare, de discreditare a cetățenilor care erau în stradă la vremea respectivă, în 2017, și protestau împotriva tuturor demersurilor legale făcute de regimul Dragnea pentru legalizarea corupției. Mai departe, în schimbul oportunității de a parazita bugetul de înzestrare a armatei pe care Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu o ofereau firmelor mogulului Cristian Burci și fiului lui Carlo Burci, chestiuni discutate în această casă, o să vă explic de ce are toate atributele de casă conspirativă, unde Burci a și fost arestat la domiciliu și pus sub control judiciar, că de aici știu adresa exactă din dosare. În schimbul acestei afaceri imense, oameni buni, o să vedeți că de asta spun că e cel mai mare scandal de corupție, Burci îi aranja prin legăturile lui din Statele Unite lui Dragnea să ajungă în preajma lui Donald Trump. Ancheta asta s-a făcut pentru că în Statele Unite modul corupt în care oamenii din jurul lui Donald Trump au aranjat unor personaje de tipul Dragnea și din alte țări de prin Africa să fie în preajma lui Donald Trump pentru sume imense de bani sau pentru contracte rezultate din corupție, așa cum voia Burci să facă, să paraziteze sistemul de înzestrare al armatei, aceste afaceri au fost anchetate de către Biroul Federal de Investigații din Statele Unite, FBI. Și pentru că FBI a făcut ancheta, FBI a ajuns în România, unde cazul a fost preluat de către procurorul Jean Uncheșelu, cel care l-a trimis în judecată și pe Victor Ponta, actual procuror al parchetului european, aflat în subordinea Laurei Codruța Cioveș și șefa parchetului european, și așa s-a ajuns la acest dosar. Dosarul este extrem de important, dragii mei, v-am explicat argumentele, ar fi trebuit să fie prezent de la jumătatea lunii mai, de când a fost trimis în judecată Liviu Nicolae Dragnea, Cristian Burci, Carlo Burci, ar fi trebuit acest dosar să fie prezentat pe toate televiziunile de știri. Ar fi trebuit încă din luna mai toate televiziunile de știri să facă transmisii de la această casă conspirativă, unde, așa cum spune rechizitoriul DNA, citez, a avut loc o cină de afaceri cu Elliot Brody pe 27 aprilie 2017 acasă la Burci, aici, la Siliștea Snagovului, unde Dragnea l-a chemat, l-a adus în lesă și pe Sorin Grindeanu. Nu veți găsi aceste informații, oameni buni, la nicio televiziune, nimeni n-a transmis. De ce? Pentru că vorbim de cartelul Mafia Media, patronii televiziunilor sunt în cârdășie cu Burci și erau în cârdășie cu Dragnea. Doi, pentru că Burci este un individ foarte influent și foarte puternic în zona de PR, de firme de publicitate. Firmele de publicitate pe care el le deține și le controlează, controlează bugete imense ale marilor companii care bagă publicitate în mass media. De aceea nimeni n-are curajul să vorbească despre aceste lucruri, dar există pentru asta jurnalistul independent Mălin Bot. Haideți să vă vorbesc puțin despre proprietatea domnului Burci și de ce am spus că este, are toate atributele unei case conspirative. O să vedeți la finalul acestui material mai multe imagini, inclusiv discuția cu un angajat al domnului Burci, care confirmă că domnul Burci stă aici. I-am dat numărul meu de telefon acum 2 săptămâni ca să îl transmită domnului Burci dacă dorește să discute pe această temă. Domnul Burci a refuzat să discute pe această temă. Bun. Vedeți aici imagini din satelit de pe Google Earth cu locul în care ne aflăm. Proprietatea domnului Burci este aici, o vedeți, dincolo de linia de case, da? Perfect ascunsă în vegetație.
Pe malul celălalt al lacului, aici este domeniul și pădurea lui Remus Struică, cel care era cărăușul de șpăgi al lui Adrian Năstase, da? Adrian Năstase, prieten cu Enoiu de la Mekan Erickson, care i-a plătit 10.000 de lei lui Marian Godină. Marian Godină, care de când a început să aibă aceste contracte, a început să vorbească PSD-ză. Marian Godină, care a mai luat 30.000 de lei de la firma Overground Media, fondată de Carlo Burci, fiul lui Cristian Burci. Deci asta este locul în care ne aflăm, la siliștea Snagovului, strada Antimi Vireanu, pe malul lacului. Observați, este singura proprietate, da, care nu este în șirul de case, este construită la distanță de șirul de case. O să vă explic de ce, că nu e întâmplător, nimic nu e întâmplător, și îngropată în vegetație. Da? Aici este mănăstirea Snagov, undeva pe aici are domeniul tovarășul Muguri Sărescu. De altfel, aici în zona au foarte mulți șmecheri îmbogățiți ai tranziției, au domeniile, palatele cu ponton, cu acces la lac și așa mai departe. Da? Haideți să vă arăt imagini mai... Opa. Imagini satelitare mai detaliate, ca să înțelegeți despre ce vorbim și de ce spun că domnul Burci nu întâmplător își organiza aici întâlnirile conspirative, la care punea la cale parazitarea bugetului de înzestrare a armatei. Da? Asta este imaginea mai detaliată. O să vedeți și fotografii și imagini video la final, am filmat atât cât am putut. Da? Vedeți aici casa domnului Burci, învelită în vegetație, departe de orice vecinătăți, astfel încât nimeni să nu poate să vadă cu cine discută, cu cine se întâlnește. În termeni de operațiune ale serviciilor secrete, așa arată o casă conspirativă și este locul ideal. De asemenea, de la stradă este o distanță destul de mare, bănuiesc că peste 100 de metri, pe un culoar de acces în S, astfel încât poate să vină aici oameni buni, nu știu, Jennifer Lopez, Florin Piersic, Gheorghe Hagi, Klaus Iohannis, și vecinii habar n-au, nimeni habar n-are cine a venit aici și a discutat. Cu siguranță, dacă i-am întrebat pe oameni, habar n-ar avea că aici venea Liviu Dragnea cu Sorin Grindeanu să discute fraudarea, parazitarea, să discute cum să se pună Burci lipitoare pe bugetul de înzestrare a armatei, oameni buni. Habar n-au oamenii de aici din zonă. De aceea vă spun că este locul ideal. În aprilie 2017, Burci se întâlnea aici cu cei din Statele Unite ca să pună la cale povestea, din care am să vă ofer mai multe detalii. Dar înainte de asta vreau să vă mai dau niște informații, pentru că am vorbit despre domnul Carlo Burci și despre motivele pentru care nimeni din presă n-are curajul să vorbească despre asta. Dincolo de faptul că Tasu, Cristian Burci, e mare mogul de presă, patronul trustului Adevărul, patronul trustului tabloidului Click, patronul mai multor reviste, persoana care a înființat postul Prima TV, teoretic în acte postul Prima TV e vândut altor persoane, dar și trustul Adevărul, dacă ne uităm la el, să știți că apar alți acționari. La fel cum, de exemplu, la firma Overground Media, vedeți această firmă, apare în declarația de avere a influencerului Marian Godină, firma care i-a dat 30.000 de lei lui Marian Godină pentru două postări pe Facebook, așa zice el. Vă dați seama, 150 de milioane de lei vechi, o postare pe Facebook. Vă dați seama, firma Overground Media, ca să vă dau un exemplu concret, are ca acționari pe Andrei Roxana Mădălina și pe Coteț Alexandru Gabriel. Deci dacă te uiți în Registrul Comerțului numai la acționari, așa e și la Prima TV și la Adevărul, nu faci legătura cu mogulul Burci. Dar dacă mergi la Monitorul Oficial și consulți actele de înființare a firmei, o să vezi că firma a fost înființată de către Carlo Burci, da? Plodul lui Cristian Burci, patron de firme de PR, patron de firme care fac import cu armament, oameni buni, ca să înțelegem la ce nivel vorbim. De asemenea, acest subiect, pe lângă amplitudinea lui, faptul că vorbim de persoane extrem de influente în statul român, fost prim-ministru, fost președinte al Camerei Deputaților, fost președinte al celui mai mare partid din România, oameni care au comis acte de corupție cu parazitarea bugetului armatei, și o să vedeți sumele, ca să ajungă la cel mai puternic om de pe planetă, deci dincolo de acest motiv, oameni buni, acest subiect este foarte important pentru toți cei care mă urmăriți și din altă perspectivă, din perspectiva
unei afaceri auxiliare pe care ei au făcut-o și care viza denigrarea maratonului civic rezist. Pe blogul meu veți găsi acest articol. Capetele Hidrei încep să fie scoase la lumină. Mogulul Burci a negociat pentru Dragnea campanii de denigrare a protestului rezist. Guvernul Grindeanu a plătit pentru ele 250.000 de dolari lunar din bani publici. Da? Deci asta a fost una dintre, cum să vă explic, una dintre business-urile colaterale, da? În care ei s-au implicat. Deci este foarte important pentru toți cei care mă urmăriți, pentru că cred, știu, bănuiesc, am convingerea că mă urmăresc oameni care au participat la maratonul civic rezist, care au văzut din anii după 2017, aprilie, mai, iunie, iulie, cât de-a luat să se organizeze, 2018, 2019, 2020, ați văzut foarte multe denigrări la adresa noastră. Ați văzut foarte mulți influenceri de tip Godină care brusc au început să vorbească pe SEDEZA. Ca să înțelegeți de unde vine toată povestea asta. Vă citez, este din documentele de la dosar, din rechizitoriu. Eu am prezentat articole pe hârtie, să știți că nu consum hârtie aiurea, dar știam că vin la soare și nu puteam de pe un display, nu se vedea ca lumea. Plus că indexez, fac dosare pe hârtie. Dacă cumva mă dă în judecată domnul Burci sau domnul Godină sau altcineva, numai bine am materialele, ele se depun pe hârtie la instanță. Iată ce consemnează procurorii DNA, ce au aflat procurorii DNA punctual legat de acest subiect. Denigrarea maratonului civic rezist, motivele pentru care influenceri, Marian Godină în declarația lui de avere, informațiile sunt foarte clare, 30.000 de lei de la firma Overground Media fondată de Carlo Burci, Carlo Burci, care apare în acest pasaj. În data de 27 februarie 2017, deci cu două luni de zile înainte ca Grindeanu și Dragnea să vină la această casă conspirativă a mogulului Cristian Burci, în 22 februarie, la ora 10.03, Carlo Burci, fondatorul firmei Overground Media, cea care i-a băgat în cont lui Godină, care a început să vorbească pe SEDEZA de când a avut aceste contracte, 30.000 de lei, zice Godină, pentru două postări pe rețele sociale. Eu mă întreb dacă nu cumva postările denigratoare la adresa mea or avea legătură cu acest contract și cu acest personaj. Nu știu. Convingerea mea este că nu e o coincidență. Și așa cum am promis în live-ul pe care l-am făcut acum două zile, domnului Godină, domnului Burci mai ales, am venit la ușa domniei sale ca să vă prezint toate aceste aspecte. O să vedeți la final și imagini cu proprietatea, că am reușit să o filmez. Atât cât se poate, este foarte bine mascată, este casa conspirativă ideală, unde poți să-ți întâlniri cu cine vrei tu, nimeni nu se prinde. Donald Trump, dacă vine aici, da? Sau Joe Biden, habar n-au, nici vecinii, nici nimeni. Intră în curte cu coloana oficială, spațiul este destul, cu mașini, cu numere, poate să fie de Buzău, nu se vede cine vine, cine se dă jos din mașină, casa e departe de vecini, nici dacă se urcă pe casă, vecinii nu pot să vadă, este vegetație de jur împrejur, deci este gândită cu cap pentru astfel de afaceri conspirative. Și este la distanță foarte mare de orice fel de cale de acces, la distanță mare de stradă, la distanță mare de lac, astfel încât cu microfoane, chiar și profesionale, nu poți să prinzi sunetul, nu poți să faci nimic. Deci e făcută ideal pentru chestia asta, da? E locul ideal. Domnul Burci ar putea să închirieze proprietatea, nu știu, traficanților de droguri, de persoane. E locul ideal în care te poți ascunde de autorități. Bun. În 22 februarie 2017, la ora 10.03, Carlo Burci le-a trimis lui Elliot Brody, Cristian Burci și Steve Logisti un e-mail în care se precizează angajarea lui Barry Jackson este finalizată, urmând ca acesta să trimită contractul, iar 90% se va finaliza și angajarea societății americane de lobby Braunstein Hyatt Schreck pentru guvernul României, urmând ca aceasta să primească în jur de 250.000 de dolari pe lună pentru a face campanii de denigrare împotriva oamenilor care protestau în stradă împotriva legalizării corupției. Ca să înțelegeți, nu vă imaginați că Braunstein Hyatt Schreck a venit cu oameni din America ca să facă treaba la filul ierbii. Nu! Ei au subcontractat companii de PR care cunosc piața locală, societatea și așa mai departe și împreună au derulat aceste manipulări. Ca să înțelegeți de ce unii au început brusc, mari influenceri, să vorbească pe SEDEZA pe rețele sociale, de ce unele site-uri au schimbat brusc tonul, de ce pe la televiziune au început să apară fel și fel de mesaje manipulatoare, punctaje inventate împotriva maratonului civic rezist. Are legătură cu treaba asta, pusă la cale de Dragnea, de mogulul Burci, de Carlo Burci,
bineînțeles, ca o chestiune, o afacere, un business colateral. Businessul principal era parazitarea bugetului de înarmare a armatei. Dragnea se gândea că dacă prin guvern, prin parlament, dă niște sume imense de bani unor firme care sunt legate de apropiația lui Donald Trump, Statele Unite o să închidă ochii și o să lase, o să permită, nu o să mai tragă semnale de alarmă, nu o să mai pună presiune pe autoritățile române să nu legalizeze corupția. Deci Dragnea practic a pus la cale o șpagă imensă la nivel american. Șpagă care, iată, este anchetată acum de Biroul Federal de Investigații și Dragnea a ajuns în instanță cu treaba asta. În data de 22 februarie, Barry Jackson l-a întrebat pe Cristian Burci către cine trebuie să se adreseze și cine va face plata. În data de 5 februarie 2017, în contextul în care presa occidentală a abordat subiectul protestelor din România, Elliot Brody l-a pus în legătură pe Cristian Burci cu Barry Jackson, consultant politic american căruia a prezentat situația din România și a cerut să accepte angajamentul în această țară. Foarte interesant este că după acest moment au apărut în comunități importante pentru protest, cum era comunitatea Corupția Ucide, personaje ca Oana Dobre, angajată la firma unei foste purtătoare de cuvânt a Serviciului de Informații Externe, Oana Vințan, nu știu dacă Oana, Corina Vințan, așa, care este legată de afacerea Roșia Montană. De altfel, afacerea Roșia Montană apare și în aceste dosare. Și acum să mergem, dragii mei, mă uit să văd cât timp mai am, da? Să mergem, dragii mei, puțin în sediul materiei. Câteva publicații au prezentat aceste informații. Eu vă prezint ca să vedeți că nu le spun numai eu. Și am ales să prezint din revista 22. Mai puțin de 5 redacții au avut curajul să publice aceste informații. Am ales revista 22. De ce? Pentru că revista 22 are probabil cel mai profesionist, cel mai obiectiv și cel mai independent corp jurnalistic. Da? La ei, din punctul meu de vedere, obiectivitatea este totală. Da? Sunt oameni de cea mai bună calitate, independenți, incoruptibili din presa românească și de aceea, din punctul meu de vedere, sunt cei mai credibili, revista 22. Nu zic și alții sunt credibili, dar aici nu există niciun fel de dubiu, oameni buni. Deci nu planează niciun fel de dubiu. Ce scrie revista 22? Dragnea a fost trimis în judecată pentru trafic de influență în legătură cu vizita din Statele Unite la inaugurarea fostului președinte Donald Trump. În prima parte a dosarului, alături de Dragnea, au fost trimiși în judecată pentru cumpărare de influență și omul de afaceri Cristian Burci. Aici a fost Burci arestat la domiciliu și ulterior pus sub control judiciar. Patron al ziarului Adevărul și fost patron Prima TV, Carlo Burci, fiul lui, și Dan Belcea, prieten și partener de afaceri al lui Cristian Burci, CEO al offshore-ului controlat de Burci, Celeran Ventures LCC din Tortola, insulele Virgine. Anchetatorii au descoperit că fostul lider PSD Liviu Dragnea și-ar fi traficat influența pe lângă premierul Sorin Grindeanu și reprezentanții ai Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne, astfel încât compania Circinius Defense LCC să obțină contracte cu armata română pentru sistemul C-41 cu capabilități de integrare ISTAR pentru un centru de analiză a informațiilor din surse deschise pentru MAPN și MAI. Compania Circinius Defense este controlată prin fondul de investiții Brody Capital Management de Elliot Brody, unul dintre fundraiserii și vicepreședinții Comitetului de Inaugurare a președintelui SUA. În 2009, Brody, și de aici a pornit ancheta FBI care a ajuns până la afacerea asta, a recunoscut că a dat mită $1 million unor oficiali ai statului și manageri ai fondurilor private de pensii potrivit presei americane. DNA mai arăta că pe data de 1 august 2017, CSAT a aprobat planul de înzestrare al armatei prin care sistemul care cuprindea și sistemul C-41. Realizarea programelor de înzestrare presupune o finanțare cu fonduri multianuale planificate în valoare de 9,8 miliarde de euro, oameni buni. Asta voiau să paraziteze Burci cu fiusul, 9,8 miliarde de euro bugetul de înzestrare armate. Ca să înțelegeți de ce acest subiect este mama subiectelor, oameni buni. Și cât de grav este că avem televiziuni, site-uri de știri, redacții, ziare, toți tac mâlc, oameni buni, mâlc. Da? Da, v-am spus, pentru asta există Mălin Bot, jurnalist independent.
Într-un e-mail, Cristian Burci scria lui Elliot Broidy că Liviu Dragnea l-a transmis faptul că este pentru prima dată în istorie când liderul cel mai mare partid din România, care are majoritatea semnificativă în Parlament și Guvern, dorește să construiască o relație onestă cu SUA. De fapt, Dragnea vrea să dea șpagă la SUA, cum ar zice Dragnea, să dăm o șpagă la SUA, ca SUA să ne lase să dăm legi ca să scăpăm de pușcărie. Cam asta voiau ei să facă. Și Cristian Burci a oferit serviciile și în această casă conspirativă s-au întâlnit cu americanii, cu Liviu Dragnea, cu Sorin Grindeanu. Dar Dragnea a precizat în schimb că pentru a construi acest parteneriat are nevoie de dezvoltarea unei relații de afaceri. Liviu Dragnea, Elliot Broidy, în cadrul căreia compania Circinus să-și asume procesul de achiziție de echipamente militare de către România pe o perioadă de 4 ani, cu o valoare de aproximativ 3,5 miliarde de dolari. Asta este prima sumă pe care i-au pus ochii. 3,5 miliarde de dolari, oameni buni. Vă dați seama? Și n-ați văzut subiectul ăsta la televiziuni? Tac din gură toți, ca purcelușii. Dacă eram în America sau într-o țară unde nu exista cartelul Mafia Media, erau în fiecare zi televiziunile aici să-l urmărească pe domnul Burci când intră, când iese, să-l caute pe domnul Burci. Prezentau imagini, veneau cu elicopterul să filmeze, deci era dezmoț. La noi este silențio stampa, oameni buni. Oamenii habar n-au ce s-a întâmplat în țara asta. Broidy a asigurat lui Liviu Dragnea biletele de 250.000 de dolari la inaugurarea președintelui Trump din ianuarie 2017. De asemenea, au fost furnizate servicii de imagine de 30.000 de dolari reprezentanților firmei. Mai mult, a obținut promisiunea unei vizite în România a lui Donald Trump și a unei întâlniri cu speakerul Paul Ryan. DNA a dispus sechestru lui Liviu Dragnea pe aceste sume, în total 280.000 de dolari. Procurorii au mai arătat că de fapt totul ar fi plecat de la omul de afaceri Cristian Burci în decembrie 2016, în contextul victoriei zdrobitoare a PSD la alegerile parlamentare. Fostul patron al ziarului Adevărul era prieten cu Gary Parenti, un consultant politic american care l-a prezentat pe Steven Reno Logisti, un om de afaceri american cu investiții imobiliare conectat la nivelul administrației americane Trump, datorită relațiilor strânse pe care le are cu Elliot Broidy, apropiat al lui Donald Trump și vicepreședinte al Partidului Republican. Așa ar fi ajuns Burci la Broidy. Potrivit declarațiilor lui Steve Logisti, date în fața Biroului Federal de Investigații și citate în rechistoriul DNA, inițial, Elliot Broidy nu știa unde este Bucureștiul. Liviu Dragnea a ajuns astfel inclusiv lângă Donald Trump, știți, fotografiile sunt celebre, da? În locul președintelui Congo, suma plătită fiind de 250.000 de dolari. Sorin Grindeanu, cina de afaceri cu Dragnea, Burci și Elliot. Elliot Broidy, care nu știa unde e Bucureștiul, a venit în România, vă dați seama, era vorba de contracte de miliarde de dolari, deci băieții ăștia se puneau lipitor pe niște sume imense. A venit de mai multe ori în România pentru discuții cu reprezentanții MAPN și MAI. MAI, se aude? Pentru cei care cred că Godină e un influencer așa oarecare, da? Inclusiv cu ministrul de interne, Carmen Dan, și șeful armatei, generalul Nicolae Ciucă. La o cină de afaceri cu Elliot Broidy pe 24 aprilie 2017, acasă la domnul Burci, la Siliștea Snagovului, Dragnea l-ar fi chemat și pe premierul Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu a perceput chemarea sa de către Liviu Dragnea ca fiind folosită ca trafic de influență, având ca obiect perfectarea acestui contract. Potrivit DNA, pe 19 februarie 2017, Burci a trimis un mail lui Steve Logisti în care îi detaliază potențialele afaceri ce puteau fi dezvoltate pe teritoriul României, printre care se numărau. Ce făceau ăștia? Ce voiau să facă? Să intermedieze, da? Bineînțeles, ei trăgându-și comisioanele, să se pună lipitori pe achiziționarea de avioane F-16, achiziționarea de elicoptere Bell, fondul suveran al României fiind construcția financiară prin care se făcea treaba asta și ei trăgându-și un procent de 15% din valoarea contractelor. Sume cuprinse între 25,6 milioane de dolari și 51,3 milioane de dolari. Ca să înțelegeți, oameni buni, despre ce sume vorbim. Până la urmă, afacerea nu s-a mai perfectat. Până la finalul anului 2016-17, Broidy a renunțat, iar ceilalți n-au mai avut forța să comunice. Bineînțeles, venise FBI-ul peste ei, călărea, venise Jean Uncheșelu, primise informații din America, au început ancheta, au fost trimiși în judecată abia luna mai a acestui an. Și presa tace, oameni buni, cu sălbăticie, acoperind acest subiect. În acest dosar, întocmit de DNA, au mai fost audiați ca martori Sorin Grindeanu, prim-ministru, Mihai Tudose, prim-ministru, fost șef al SRI și ex-ambasador în SUA,
George Maior. Este un subiect foarte important, dragii mei, după cum vedeți, și ce vreau să vă rog eu foarte frumos este să intrați pe blogul meu, să vizionați și să citiți și acest articol. Capetele Hidrei încep să fie scoase la lumină. Mogulul Cristian Burci a negociat pentru Dragnea campanii de denigrare a protestului Rezist. Guvernul Grindeanu a plătit pentru ele 250.000 de dolari lunar. Ca să înțelegeți despre ce vorbim, dragii mei, și să înțelegeți tot ce s-a întâmplat de atunci. 2017 s-a organizat. După aceea, sigur, ei n-au mai făcut contracte pe înzestrarea armatei, dar alte contracte au curs. Mai multe detalii sunt în acel articol, o să vedeți. Lui Dragnea i s-au plătit diverse sume de bani. Omul care i-a plătit banii a fost numit consul în Germania. Deci, unele lucruri s-au întâmplat, printre care și aceste campanii de denigrare. Nu este o întâmplare că regăsim în zone de tip Godină firme ca McCann Erickson, unde este toarășul Enoiu, prieten foarte bun și implicat în diverse afaceri, apărut în presă cu guvernul Adrian Grindeanu. Nu este o întâmplare că apare firma Overground, care este fondată chiar de către Carlo Burci, cel care este subiect principal alături de Tasu în această afacere. Și acum, haideți să vedeți câteva imagini ca să înțelegeți de ce am spus că această casă este o casă conspirativă perfectă și trageți dumneavoastră concluziile în legătură cu acest subiect. Nu-i nimeni. Dar ei nu mai stau aici. E un băiat cu strada cealaltă care vine aici. Are grijă? Da. Dar aici mecherii nu mai vin. De vreo două luni? Aha, de când i-a trimis în judecată. Bună ziua! Domnul Burci acasă? Nu. Nu? Am înțeles, dar vine pe aici? Nu. Mălin Bot mă numesc, sunt ziarist independent. Să-i transmiteți, vă rog, că l-am căutat. Da. Stați să vă dau numărul de telefon. Reportajul fac oricum, dar poate vrea domnul Burci să-i consemnez un punct de vedere, să-mi dea un semn. Mulțumesc mult, o zi bună! Da. Mersi mult. Da, sănătate. Pula mea, ce îți dai seama că asta e fix pe malul lacului.
pârlogului Burci. Și domeniului Truica, fosta casă de protocol al lui Ceaușescu, ca să înțelegeți oameni buni despre ce vorbim. Localnicii mi-au povestit că aici venea Ceaușescu, aici venea Petre Roman și cânta nu știu ce cântărețe de muzică populară. Și întregul domeniu a ajuns pe mâinile lui Truică, Remus Truică, colectorul de șpăgi al lui Adrian Năstase. Pe gardul proprietății lui Truică. Oamenii din sat spun că aici a fost reședința lui Ceaușescu, că aici venea Petre Roma și cânta Maria Dragomiroiu. O nebunie întreagă. Domnul Truică fiind peste lac de domnul Burci. Unul peste lac de altul. Vedeți că e domeniu aici, zici că ești la ăștia, la Escobar. Truică fiind cel care a încasat șpaga pentru Adrian Năstase. A închetat pentru șpăgile luate de Adrian Năstase. Deci este un domeniu aici, stă mintea în loc. Uitați-vă cât de lung e. Cât de asfaltat până în mijlocul pădurii. Vedeți ce aici, dragii mei? Am întrebat localnicii dacă n-a luat și pădurea. Au zis că pădurea n-a luat-o. Deci aici sunt proprietăți. Hopa, ia să vedem. Aici ceva, da, și aici sunt proprietăți. Ia să vedem. Sperăm să nu fie imală, să putem să mai ieșim cu mașina. Deci ar trebui să ajungem pe malul lacului, păstă drum de domnul Burci. Da, aici este, chiar și aici este proprietatea. Opa. Da, aici, în partea asta, nu știu cât se vede, e gard, nu ne băgăm pe proprietatea omului, este domeniul domnului Truic. Și ăsta ce ar fi un drum, arată GPS-ul, care ar duce până pe malul lacului. Da, acum încerc eu să-mi dau seama, da, exact unde trebuie ne duce acest drum. Stați așa să vedem. Să nu rămân pe aici. Am perit-o dacă rămân pe aici. Mamă, vreau ce nămol. Aici e nămol ca la Maramuc. Nici nu știu dacă mai ies. Aici o luăm perpedesc.
frică că nu mă râs. Gheață pe noroiul ăsta, dragii mei. Și mai dăm o tură pe lângă gardul domnului Truică. Proprietatea domnului Truică va face obiectul altei anchete. Și acum e destul de târziu și trebuie să mă îndrept către casă, da? Ca să montez. Da, asta nu ne împiedică să dăm o tură, să mai vedeți pe final proprietatea domnului Truică de pe lacul Snagov. Am ieșit de acolo din pădure, vă spun sincer, nu credeam că o să ies. Cu a doua am mers. Așa m-a învățat pe mine instructor auto. Dacă mergi foarte încet pe gheață, dar nu pe nămol, zice, bag-o într-a doua. E mai bine așa. Și am mers cu a doua foarte încet, cu o viteză care, în mod normal, vedeți proprietatea lui Trui, că mergi cu a întâia. Aici suntem pe asfalt deja. Și mergea de parcă eram pe zăpadă. Mai rău decât pe gheață alunecă. Vă dați seama? Ia uitați-vă aici ce proprietate are domnul Truică. Că așa s-au îmbogățit ăștia. Domnul Truică bine pozit, zici că este Escobar. Vedeți? Zici că e Escobar aici la el. Pozit de BCS. Cât de BGS. Uitați-vă cu portiță de asta la intrare, zici că vizitezi domeniile coroanei. Nu, NEI îl pozește. NEI, Divizia de Securitate. Drum asfaltat până la el acasă, da? Drum asfaltat până la el acasă. Fosta proprietatea lui Nicolae Ceaușescu, mi-a explicat localnicii. Și, mă rog, folosită de guvernul României, Petre Roman, că venea aici ca să îi cânte Maria Dragomiroiu. Așa știe lumea în sat. Pe tema asta, numai un pic să vedem, da. Mai e un drum aici. E stuful foarte înalt și mi-ar fi trebuit niște cizme de cauciuc de pe scară. Era noroi, am încercat cu Adidas și da, m-am dus bine în nămol. Asta a fost, dragii mei, asta este zona în care sunt foarte mulți șmecheri ai României. Foarte mulți șmecheri ai României au aici proprietăți. O să revenim la domnul Truică aici în pădure.